cel mai mare unboxing pe care l-am făcut vreodată. Salutare și bine v-am regăsit la cel mai mare unboxing de pe acest canal. Am mai făcut unul de genul acesta de la Genesis și după cum vedeți am luat alte colete. Bă, senzație rău de tot, rămâneți neapărat până la final pentru că aici avem o grămadă de chestii de la Genesis și bineînțeles dacă vă interesează și pe voi, linkul de la Genesis este în descriere pentru foarte multe produse. Eu le folosesc, știți foarte bine, așa că vreau să vă prezint exact aici ce am luat. Dar o să trebuiască mai întâi să dați like și să deschidem bineînțeles și celelalte cutii și să vă spun exact ce am luat, pentru că o să vreau să facem o cameră de gaming, bă, senzație rău de tot și o să vă placă. Așa că apăsați butonul de like și haideți să trecem direct la unboxing. O să fie forță rău de tot. Nu umblați cuțitul ca să nu vă răniți. Wow! Încă o cutie, dacă vedeți, este un fel de covoraș, Telur 500, Master of Camouflage. Încă una. Tot Telur 500. Încă una. Asta este Telur 500 Decay of Carbon. Și dacă vă întrebați de ce sunt două de același fel, ei bine, toate aceste produse le-am luat de două ori, pentru că unul pentru mine și unul pentru Dia, pentru că vrem să facem la comun chestia asta și să facem o cameră de gaming pentru mine și pentru Dia. Una pentru mine, una pentru ea, una pentru mine, una pentru ea și așa mai departe. Și tocmai de-aia. Eu știu deja ce avem aici, dar vreau să vedeți și voi. Bam. Și avem, ia uitați-vă, este un covoraș, dacă nu mă uitați, uitați, are 1 metru și 110 cm, bam, ia uitați-vă, ăsta e, ia uitați-vă cât e șmecher, frate, și asta se pune pe jos. Acum, o desfacem pe a doua, asta e a doua, al doilea, este exact ca primul. Al treilea, al patrulea, uitați, wow, sunt două modele diferite, acesta și acesta, bă, și e foarte mișto, este impermeabil, este waterproof și este, băi, senzația, adică dacă se udă, este impermeabilă, nu se udă și e mișto rău de tot. Acum trecem la următorul pachet, minune, ia uitați-l, bă, cât de mare este și asta, fratele meu. Aici vine magia. O grămadă de pungi, cam așa arată înăuntru. Un tricou de la Genesis. Bam, cât de șmecher e! Bam! Mamă, dar e mișto rău de tot. Ia să pun pe mine. Ia uitați-vă cât de șmecher vine pe mine. Bă, mișto rău! Dar puteți să luați orice fel de mărire. Are și ghiozdane și tricouri de toate. Unul pentru mine și unul pentru Dia. Următoarele lucruri avem așa. Avem aici mouse. Bă, ăsta este un mouse senzațional, este Xenon 800, este un mouse foarte tare, bineînțeles cu RGB. Modelul mie îmi place foarte mult, după cum vedeți este ultra light gaming mouse, ajustezi cum vrei tu și să-i adaugi diferite lucruri. Așa că aici este unul și pe lângă ăsta mai avem încă unul, ia uitați-vă. Bam, am luat două, bineînțeles unul pentru mine și unul pentru Dia. O să vă las linkurile în descriere și de la acestea, pentru că sunt foarte bune și merg excepțional. Linkul la tot ce vedeți aici le găsiți în descriere, pentru că sunt senzații. Următorul produs pe care vreau să vi-l arăt este un bungee. Mai exact, cred că probabil mulți dintre voi știți, Vanad 500 este acesta. Este un headset stand with mouse, bungee and USB hub. Este un suport pentru căști și pentru mouse, firul de la mouse. Foarte șmecheră, la fel este cu RGB. Și îmi place foarte mult designul. Acesta este. Arată senzație rău de tot. Îmi place maxim. Și ăsta este foarte bun. Este foarte folositor în momentul în care lași aruncate firele pe masă și așa mai departe. Și bineînțeles mai am încă una aici, după cum vedeți. Ia uitați-vă, avem două, la fel una pentru mine, una pentru Dia. Ia uitați-le cât de fain arată. Linkul este în descriere. Încă o tastatură de ultima generație de la Tor 380 RGB. Arată senzație rău de tot, îmi place maxim. Și uitați-vă și pe spate aici. Și are foarte multe moduri pe care poți să le folosești exact cum vrei tu. Băi, șmecher rău de tot. Ia uitați-vă, avem două, la fel. Trecem la următorul, avem un mousepad de lungime de 1 metru
Are 1100 mm, deci 1 metru și 100 de centimetri. Bă, e foarte tare pentru că este anti-slip, adică nu alunecă absolut deloc. Și la fel, este waterproof, se șterge foarte repede, este foarte stabil și ultra large dimension. Vi-l recomand și pe acesta, linkul este în descriere și bineînțeles. Și bineînțeles încă unul tot aici, exact la fel, același model pentru mine și Dia. Următoarele produse din această cutie sunt senzații și trebuie neapărat să le vedeți. Pentru că, ia fiți atenți ce fel vin ele, mamă cât de greu e! Trebuie să vedeți, bam! Bam, ce avem noi aici? Microfon Radium 600. Băi, de mult timp îmi doream să-mi iau un nou microfon. E cel mai bun pe care l-am găsit de la Genesis. Vi-l recomand, este foarte bun. Sunetul este genial, linkul este în descriere. Dar ce îmi place foarte mult la el, fiți atenți, vine direct cu tot ce e necesar. Ia uitați-vă! Wow! Și dacă o deschidem, ia uitați-vă și uitați-vă cât de bine arată toate. Filtru, sită și microfonul. Le are pe toate fix aici. Absolut toate. Un pachet de senzație. Acest caz este închis. Bineînțeles, când vrei să-l transporti, este foarte ușor de transportat. Le-ai cu tine însă servieta asta direct și te-ai dus. Și bineînțeles, mai avem încă una aici. Așa că avem două. Este exact modelul acesta. Am terminat și cutia asta, iar acum hai să trecem la aceste monstruozități. După cum știți, acestea sunt două scaune Trit 500 RGF. Cele mai bune și fascinante scaune. Eu am avut exact modelul acesta de scaun care mi s-a părut excepțional și mi l-ați văzut în toate vlogurile mele. Așa că vreau să vă spun câteva specificații despre aceste scaune. La fel, am luat două, unul pentru mine, unul pentru Dia. Ce îmi place mie cel mai mult la el este că este foarte rezistent. V-am zis, eu l-am folosit decât 2 ani. Acesta este, după cum vedeți, bineînțeles, se lasă pe spate, se pliază la 150 de grade și e foarte tare, este ergonomic, design. Și cam așa arată designul, este foarte, foarte șmecher. După cum știți, are aceste luminițe. Foarte mișto. RGB-ul ăsta îți dă o senzație așa foarte faină de culori și un feeling foarte mișto, că într-adevăr te afli într-o cameră de gaming. Foarte mișto. Mamă, ce este pe aici, pe jos, nu băgați de seamă, ia uitați-vă. Ia uitați-vă cutiile cum sunt pe aici. Bam, 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 bam. Mai sunt și aici. E și șase acolo. Salut! Ți-a plăcut unboxing-ul? Ți-a plăcut? Bravo! Așa cum am zis, după ce le instalez, o să vreau să mai facem încă un video sau mai multe videoclipuri, bineînțeles, și o să vă arăt exact după ce am construit toată camera de gaming cu toate aceste produse. Rămâneți neapărat pe fază pentru că o să urmeze, nu știu exact când, dar după ce terminăm toate astea de renovat și ce avem noi de făcut, o să vedeți toate produsele. O să vedeți și scaunul montat și toate astea puse peste tot. Așa că linkurile sunt în descriere, duceți-vă, uitați-vă pentru că, bă, într-adevăr, merită. Și cu siguranță o să vă placă și vouă, pentru că îți dă o senzație foarte șmecheră. Așa că vreau să vă zic că voi deși mai tare, cei mai tari dansatori, și sper că v-a plăcut acest cel mai mare unboxing pe care l-am făcut vreodată. Și vreau să vă zic că voi deși mai tare, cei mai tari dansatori și mai tare trupă. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!